În creștinismul ortodox, relicvariile sunt obiecte religioase speciale legate de cinstirea sfinților, precum și a crucii pe care a fost răstignit Iisus Hristos. Au forme variate și sunt destinate să adăpostească părticele din aceste moaște sau, după caz, relicve. Relicvariile sunt considerate odoare de preț. Au făcut întotdeauna parte din donația inițială pe care ctitorii, domnitori, mai apoi boieri, au făcut-o mănăstirilor sau bisericilor construite de ei. Lucrate cel mai adesea din metal prețios, argint și argint aurit, relicvariile sunt decorate cu elemente de iconografie specifice și, uneori, cu pietre prețioase. Unul din cele mai vechi relicvarii din colecția muzeului este cutiuța din argint aurit în formă de cruce greacă, având capetele treflate. Este singura cunoscută până acum din Moldova începutului de secol al XVI-lea. În programul ei iconografic, adaptat funcției, este figurat Iisus Hristos răstignit, simbolul jertfei, înconjurat de simbolurile celor patru evangheliști. Scena cu multe personaje a înălțării Domnului, care se desfășoară pe revers, sugerează mântuirea. Toate figurile sunt miniaturale, ușor individualizate, asemănătoare celor întâlnite în ornamentația ferecăturilor de carte. Alte relicvarii au forme antropomorfe. Domnitorul Alexandru Lăpușneanu îmbogățise ctitoria sa de la Mănăstirea Slatina cu moaștele Sfântului Grigorie Teologu, așezate într-o coroană ferecată în argint aurit. Ulterior, aceasta a fost refăcută și împodobită cu pietre prețioase la 1597 de către vistiernicul Apostolache și Cneajna, ginerele și fica voievodului. Cununa are bază compactă și patru brațe în formă de cruce, reunite în partea superioară a calotei, folosind un model mai vechi cu un secol din vremea lui Ștefan cel Mare. Aproape o jumătate de veac mai târziu, domnitorul muntean Matei Basarab înzestrează cea mai importantă ctitoria sa, Mănăstirea Necropolă de la Arnota, cu moaștele Sfântului Mihai al Sinadelor și ale Apostolului Filip. Acestea au fost așezate în ferecături de argint aurit, deosebit de somptuoase. În formă de antebraț, cele două ferecături acoperă integral relicvele și sunt decorate cu motive vegetale fin gravate și cu pietre prețioase. Stilistic, acestea pot fi atribuite unui atelier balcanic, probabil din Chiprovăț, și respectă un model bizantin. Mult mai răspândite, începând din secolul al XVII-lea, sunt relicvariile casete, de forma unor sarcofage, amintind mormintele sfinților din vremea apostolică. Relicvariile de la mănăstirile Treierarh și Tismana corespund acestei tipologii.